Antonela, ți-am spus la piață. Nu mă sură atât haina, dar tu pe toată. Gata, acum din cauza ta pierdem autobuzul. Nu mai pierdem. Pierdem. Iată, vezi, frutiera s-a dus. Ha? Și acum ce facem? Hai, dă propuneri. Tu ai probat toate hainele din piață, hai zi. Marie, ne ducem la stația din Vale și gata. A să ne iei o mașină, Marie. Crezi? Da. Felicitări, felicitări. Și mama Crosofi, ce o să-mi zic, ha? Iată, din cauza hainelor tale. Marie, și ești vinovată. Eu dacă nu ne vine nici o haină normal și nu ne era comod, Marie. Hai, ne ducem și nu mai dai explicații. Ne ducem la cafenea? Da, ne ducem! Cât de bine este în vacanță! Albert, văd două fete în stradă. Așteaptă un transport. Posibil că ți-au pierdut autobuzul. Poate ne oprim și le luăm. Ești într-un gând cu mine. Exact la același lucru m-am gândit și eu. Ne oprim să le întrebăm. Afară este atât de frig astăzi, mama. Fetelor, ați pierdut autobuzul? Urcați în mașină! Noi vă putem duce la destinație! Da, vă rugăm frumos! Noi am pierdut autobuzul! I-am spus Antonelei, hai mai repede, hai mai repede! Urcați! Noi vă putem duce acasă, cu mare drag! Yeah, vă mulțumim frumos! Noi nu locuim departe! Urcați! Vă mulțumim mult! Fetelor, îmi spuneți unde anume să opresc. Să nu uitați! Eu împreună cu fiul meu avem o călătorie lungă, așa că eu nu știu unde să mă opresc. Vă rog să mă anunțați când și unde să opresc. Bine, bine! Noi nu uităm! Mama, dar mie mi-este somn, mă voi culca. Ne-am pornit. Voi să n-adormiți, eu nu știu unde să vă dau jos. Wow, ce mașină frumoasă aveți! Parcă suntem în avion! A zburat cu avionul și voi? Ei, a zburat cu avionul! Marie, tași, Marie, tu te gândești când zici ceva! Dar eu am zburat cu avionul de mai multe ori! Da? Și cum? E interesant? Da, dar pe mine mă dor urechile că zbor în avion! Wow! Așa vreau să mă doară și pe mine odată urechile în avion! Marie, tu-ți dai seama, Marie, sau chiar vorbești pe de rost, Marie? Fetițelor, facem liniște. Albert a vrut să doarmă. Ne scuzați, ne scuzați. Asta Antonela... Marie, eu vreau tare la viciu, Marie, și-ți fac? Rabdă, Antonela, și o să opresc mașina pentru tine. Deranjez șoferul. Tare, Marie. Ți-am spus, nu bea apă, nu bea apă! Am auzit discuția voastră, eu mă pot opri dacă este nevoie. Chiar acum mă opresc. Mama, noi cu ele nu mai ajungem. Ajungem, ajungem. Fetițele, hai, coborâți. 5 minute vă dau la dispoziție. Mulțumim, mulțumim. Dar vă rog să nu mă lăsați aici, eu repede. Antonina, nu-ți fă greu, țin ușa. Vă rog frumos, așteptați-o pe sora mea, vă rog. Așteptăm, așteptăm. Cum să vă lăsăm în mijlocul drumului? Gata. Mulțumesc frumos că m-ați așteptat. Chiar nu v-ați dus. Dar știți, noi nu avem mașină, dar avem căruț cu cal. Și calul nostru, când îl pornim, merge așa de repede, mai repede ca o mașină, așa-i? Da. Și-mi place, la noi în căruț miroase aer curat, aici e închis. Miroase parfum. Da. Dar de ce nu v-ați dus voi la oraș cu căruța? De ce v-ați urcat la noi în mașină? Ei, mama e la deal cu căruța, dar noi ne ducem cu autobuzul. Ei, la noi casa e mare. Mama a spus că când ați termini reparația, ați cumpărăm și noi mașină. Ce caști, Marie? Așa-i călduț aici, îmi este somn. Nu dormi, Marie! Eu nu dorm. Eu așa sunt concentrat. Marie, nu dormi, Marie! Eu nu dorm, Antonela. Eu țin ochii închiși pentru că mă gândesc mult. Marie, deschide, Marie, ochii! Nu dormi!
Am ușina să știm unde să ne dăm jos. Hai, Marie, deschide ochii, Marie! Hai, Marie, nu mă spărie, eu mă tem, dar să curc unde să ne dăm jos, Marie! Hai, Marie, nu mă streza! Tu știi că eu uit unde trebuie să coborâ, Marie! Ei, iaca, mă culc și eu, azi ne rătășim, azi ne rătășim! Au adormit fetele. Și Albert doarme. Ce liniște e în mașină. Să pun muzica. Mam, unde suntem? Ba, fetele, încă nu s-au dat jos. Așa departe trăiesc? Albert, ce facem? Ele de mult dorm. Nu mi-a spus că trebuie să coboare. Fetelor, treziți-vă! Haide, fetelor, unde trebuie să coborâți? Voi ați uitat să-mi spuneți unde să opresc! Albert, ele nu se trezesc! Trebuie să oprim mașina urgent, să le trezim, să vedem unde ele coboară! Mama, oprește în următorul sat! Fetelor, trezirea! Antonella, ce faci? Fetelor, voi ați adormit! Unde coborâți, fetelor? Nu suntem în mașină? Noi am adormit? Da, unde suntem? Domnul șofer, unde suntem noi? Noi am mers mult. 2 ore avem de când mergem. 2 ore? Noi în 20 de minute trebuia să fim acasă. Cu părere de rău, noi trebuie să ne continuăm drumul. Eu vă dau jos aici, sunați părinții să vină după voi. Îmi pare foarte rău. Mama e la deal. Hai, Antonella, sună pe mama. Ce eu, Marie, să sun? Eu sunt un șef de la început, Antonella. Fetițele, până aici a fost călătoria voastră. Îmi pare rău, trebuie să coborâți. Noi ne continuăm drumul. Sună pe mama să afle tăt. Mulțumim. Mama, poate ne întoarcem înapoi. Albert, nu putem. Noi întârziem. Am făcut tot ce depinde de noi. Mama, ele ce vor face?